o nouă veche licitație la aeroportul Chișinău. Nu s au uscat bine ștampila și semnătura pe anularea primei licitații de la aeroport că Andrei Spânu și, și APP-ul ne anunță din nou despre faptul că începe o altă licitație, una nouă și bineînțeles în mare grabă și în mare pripă pentru că cărțile deja sunt aranjate, atcatorile deja sunt împărțite și lucrurile trebuie să duse la bun final. Dacă cu prima nu au reușit pentru că am pus suficientă presiune publică și am demonstrat faptul că aceasta este trucată, atunci ei speră foarte mult că vor reuși la a doua. Aici aș vrea să adaug doar câteva păreri la care se poate face trimitere și care sunt credibile. Mă voi referi în primul rând la expertul în drept Nicolae Eșanu, care spune că doar 30 de zile pentru o licitație, apropo, o nouă licitație se vrea a fi finalizată și pusă în aplicare până în luna martie, adică mai puțin de o lună de zile, este prea puțin 30 de zile. Spre exemplu, ca să știți, aeroportul Otopeni din București a durat din septembrie până în... din august, pardon, până în ianuarie. A durat mai multe luni. A, a luat ceva timp. La noi se face pe repede înainte, deși avem un singur aeroport în tot statul Republica Moldova. România are mai multe aeropoarte. Este absolut insuficient timp pentru ca agenții economici să facă cunoștință cu licitația, să poată aplica la ea, să-și pregătească actele, astfel încât au mai multe șanse să participe doar cei care sunt deja în temă, sunt deja în pâine, în subiect și sunt deja versați și pregătiți în acest sens. În al doilea rând, aș vrea să fac referire la compania Lebrigi, care a fost a doua, după cum am spus ieri, înscrisă, ca să nu fie doar la gardere, Imaginați-vă că ar fi fost doar la gardere, acest lucru ar fi confirmat 100% de tot ce am spus noi. Așa, spânul a mai cotit-o, a mai dat-o întors. Compania Lebrige este cunoscută în Republica Moldova pentru faptul că a avut afilieri politice permanente. A fost implicată în mai multe scandaluri media, de presă, în special cele care vizează privatizarea companiei Tutun CTC, care mai întâi, înainte de privatizare, a fost falimentată în mod intenționat, având stocurile pline de țigări, care nu au fost vândute. Ulterior, statul a încercat vânzarea de șapte ore la bursă a acestor a, acțiuni a companiei care au ieșuat, după care au făcut apel la compania de casă. Aceștia au fost surprinși în discuții tainice aceste discuții tâlnici au fost publicate de presă și ulterior prin participarea unei singure companii pe timpul perioadei, în timpul perioadei lui Plahotniuc în Republica Moldova, compania Libbridge câștigă și privatizează, câștigă licitația și privatizează compania totunja de aceea. Aceeași situație a fost pe timpul lui Plahotniuc și uh, când uh, a s-a pus mâna pe gările auto din Republica Moldova de către persoane afiliate și apropiate lui Vladimir Plahotniuc, printre pe care și această companie Lebrigi. Această companie Lebrigi a fost cunoscută spațiul public pentru colaborarea cu toate guvernările și pe timpul lui Dodon, și pe timpul lui Plahotniuc, și pe timpul lui Filat. Exact în aceeași ordine de idee, la această companie se face apel din nou, pentru că ei au experiență de colaborare cu politicienii și anume pe ea se mizează și de această dată. Despre acest lucru a vorbit într-o postare pe Facebook și liderul partidului CUB, Igor Munteanu. Deci, ceea ce spun eu este confirmat din mai multe surse, inclusiv Igor Munteanu a confirmat faptul că există scrisori. Eu v-am spus că noi le, le și avem. Ele vor fi publicate în cele mai importante momente pentru licitație, pentru a, a avea un impact maxim și pentru ca până atunci spânul și toată gașca lui să se dea de rușine, să vorbească, să facă suficiente declarații împotriva lor ei astăzi, să jură că totul este corect. Eu reiterez acum încă o dată solicitarea mea publică pentru presă, în special pentru jurnal TV și TV8, care pledează că sunt presă liberă și independentă, să scrie solicitări către APP, către Ministerul lui Spânu și către Aeroportul Internațional Chișinău, către Consiliul Concurenței, către CNA și să ne spună sunt sau nu sunt scrisori în acest sens care vizează licitația și care este conținutul lor. Și dacă Pot, dar ei pot să facă acest lucru, pentru că doamna Mariana Rață este expertă în ale investigațiilor. Să ia legătura cu compania germană Heinemann și să o întrebe care a fost reacția dumnealor în formă scrisă privind licitația și căietul de sarcini Republica Moldova. Vă spun eu, toți absolut au spus că este trucată, că licitația este aranjată că, virgulă, caietul de sarcine a fost măsluit și aranjat după cerințele unei singure companii, asta a spus Consiliul Concurenței, asta a spus Centrul Național Anticorupție, asta a spus inclusiv conducerea aeroportului, asta a spus inclusiv compania germană Heinemann, cei ce confirmă că toate declarațiile cu șarlatanii lui Spânul nu este decât o, o simplă minciună. Și este bine că a spus acest lucru, pentru că astăzi noi l-am prins în capcană, având aceste scrisori, despre aceste scrisori cunoaște mai multă lume, am văzut că mai mulți oameni au făcut trimiteri la ele, fapt ce demonstrează că lumea cunoaște, lumea se informează și ține degetul pe puls. Noi vom continua să monitorizăm îndeaproape acest subiect și nu-i vom permite lui Spânu și, și această gașcă a lui pe care a format-o să pună stăpânirii pe aeroport și să-și facă schemele acolo, dând aeroportul cui vor ei. Reamintesc că se lăudau că l-au întors în gestiunea statului. Vedeți că v-au mințit, ne-au mințit pe toți, pentru că planul a fost, de fapt, să-l ia de la unii și să-l dea altora. Pentru ca din această tranzacție să aibă parte de bani, atcat, îi spunem noi Republica Moldova. În România îi spune parandărât, adică primești ceva dacă aranjezi o licitație în favoarea cuiva. În aceeași ordine de idei, Andrei spune nu a comentat sub nicio formă declarațiile noastre și faptul că a anunțat despre anularea licitației pe Telegram, acesta nu este un canal de informații oficial. Acesta este un canal de informații privat, domnule, nu este o instituție guvernamentală. La 8 și 30 seara, în afara programului de lucru, care a fost urgența? Urgența a fost anume faptul că astăzi s-a anunțat că ei fac o nouă licitație, repejor, astfel încât până în martie ea să fie deja încheiată și cu câștigătorul pe masă. Dragi prieteni, acum trebuie să fim și mai vigilenți, acum trebuie să fim și mai implicați, trebuie să fim și mai atenți pe tot ce se întâmplă la aeroport, pentru că ei sunt extrem de nervoși, ei sunt extrem de violenți, sunt foarte nemulțumiți de faptul că nu au reușit din prima. Cei ce demonstrează că noi am avut dreptate. Repet, dacă ar fi fost totul corect, nu aveau motive și logică să anuleze. Nu anulezi o licitație corectă. Nu anulezi o licitație transparentă. Nu anulezi un lucru bun. Pentru că așa spun unii sau alții. Pentru că ești sigur pe ceea ce faci și îți asumi acest lucru. Ori dacă vezi că opinia publică și-a dat seama, încerci cumva să o măstuiești, să ne povestești despre șor, șarlatani și așa mai departe. Apropo, la capitolul șarlatani, foarte bine a descris acest fenomen Nicolae Federiuc, editorialistul de la portalul ziua.md care a explicat acest termen, ce înseamnă șarlatan de la charlatani, adică un om care pretendea că este medic și le cuiește bolile de ochi, dându-le oamenilor un pumn în ochi astfel încât ei se vadă mai bine. Probabil că exact asta am făcut noi, am reușit să-i dăm un pumn în ochi lui Spânu, astfel încât el pe termen scurt vede mai bine, anulând această recitație pe moment, doar că va reveni și iată reveni din nou la ea, astfel încât noi cu dumneavoastră avem obligația morală avem datoria civică să monitorizăm și a doua licitație, astfel încât să nu le permitem unor companii strategice și serioase cu sedii în cămine, să nu le permitem celor care au colaborat cu regimul lui Dodon și Plahotniuc, iar mai nou colaborează cu Partidul PAS, cu care nu au nicio problemă să colaboreze, nu au dosare penale, nu sunt trași la răspundere pentru uzurparea puterii de stat, fac afaceri. Bine mersi cu Andronachi, cu cine vreți dumneavoastră, toți absolut scapă basma curată de pe banca acuzaților, iar între timp îi acoperă pe toți cei care spun adevărul cu etichete. Omului Plahotniuc, omului Șor, omului Dodon, omul rușilor, mâna Moscovei, talpa iadului, destabilizare, provocator și așa mai departe. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, dragi prieteni. Am reușit o primă victorie, trebuie să o obținem și pe cea finală. Vă îndemn ca de obicei să mă ajutați să răzbat de această cenzură pe care o impune Partidul PAS, prin conturile lor false care raportează în permanență profilul meu de Facebook, astfel încât mesajul meu să nu ajungă în masă, să nu ajungă la oameni. Având o pagină de 130.000 de oameni care sunt abonați, eu abia abia reușesc eu câteva mii de vizualizări, iar la televiziunile lor sunt interzis, de mai bine de 3 ani de zile nu am primit nicio invitație la televiziunile care sunt afiliate guvernării PAS. Mulțumesc pentru atenție.